Ca urmare a creșterii numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2, au fost adoptate noi măsuri de protecție a populației, astfel că purtarea măștii a devenit obligatorie în toate spațiile publice, iar deplasarea pe timpul nopții va fi posibilă doar cu declarația pe proprie răspundere. Măsuri au fost luate și în ceea ce privește activitatea didactică, dar și cea religioasă. De astăzi suntem obligați să purtăm masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura. Toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spațiile publice deschise și închise, spații comerciale, mijloace de transport în comun și chiar la locul de muncă. Bineînțeles că este permisă înlăturarea acestea pentru perioade scurte de timp, în anumite excepții, fumat, consumul de băuturi alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale. Totodată, proprietarii spațiilor publice deschise și închise trebuie să afișeze la loc vizibil informații privind obligativitatea măștii de protecție în aceste spații. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, potrivit hotărârii, se desfășoară în interiorul și sau în afara lăcașilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitare stabilite prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne. Mai trebuie să menționăm, pentru că și în județul Hunedoara este cazul, că pentru prevenirea răspândirii infecțiilor, organizarea de procesiuni sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate. Acum o altă hotărâre, care a intrat în vigoare tot de astăzi, hotărârea numărul 60 a Comitetului Tețean pentru Situații de Urgență, se referă la suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara. Potrivit acesteia, se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile toate activitățile didactice care impun prezența fizică în școli, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și post-liceal în județul Hunedoara. Toate aceste activități didactice se vor desfășura în regim online. Circulația pe timpul nopții este de asemenea interzisă între orele 23 și până la 5 dimineața, iar cei care trebuie totuși să părăsească domiciliul sau locul de muncă, după caz, trebuie să aibă asupra lor o declarație pe proprie răspundere, prin care să arate exact motivul pentru care se deplasează. Totodată, cei care sunt angajați și lucrează noaptea trebuie să prezinte atât adeverința de la angajator, cât și legitimația de serviciu, în cazul în care această deplasare se face în interes de serviciu. La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost confirmate peste 3.000 de cazuri noi de COVID-19, dintre acestea 58 fiind înregistrate în județul Hunedoara.